Chiar dacă deocamdată nu s-au stabilit noile limite de despăgubire, polițele RCA s-ar putea mări începând de anul viitor. Asiguratorii vorbesc despre o creștere a limitelor maxime de despăgubire pentru daune materiale de la 750.000 la 1 milion de euro. Principalul motiv pentru care proprietarii de mașini vor achita mai mult pentru polițele de asigurare este faptul că, de la începutul acestei luni, Registrul Auto Român a mărit taxele în atelierele auto, atât pe partea de autorizare, care se va stabili în funcție de numărul lucrărilor prestate, cât și pe partea mărcilor reprezentate pentru fiecare în parte. Dacă până acum se achita o taxă anuală de aproximativ 1000 de lei, noile reglementări prevede achitarea unei taxe de 90 de lei pentru maximum 3 activități de servicii prestate, 50 de lei pentru fiecare activitate suplimentară, 500 de lei pentru fiecare marcă reprezentată. Aceste noi taxe se vor regăsi în prețul polițelor. Pentru ca asiguratorii să acopere nu doar cheltuielile cu daunele, ci și pe cele de funcționare, prețul minim ar trebui să urce. Ce cred băcăoanii despre aceste scumpiri? E posibil să crească RCA-ul de anul viitor? O să mai puteți suporta și o astfel de taxă? Păi spunea că la șoferii mai vechi mai scade din taxă. Acum... Ce o să faceți? O să mai circulați cu mașina? Dacă e necesar... E vorba de o taxă obligatorie, totuși. Dacă e necesar... Și cei din serviciile auto și-au mărit prețurile. Și se pare că asta este și una din condițiile creșterii RCA-ului. Am auzit că și la s-a mărit ora de manoperă și în servisuri, tot din cauza unor taxe. Acum cât plătiți RCA-ul? Nu știu exact. Lor de 4 milioane, cred că. Și e suficient pentru bugetul meu? Mult. Mult, da. Nu avem încotro. Ce veți face? Trebuie să ne asigurăm, nu? Dacă vrem să cercăm. Veți trage mașina pe dreapta? Dar nici într-o casă. Deci, indiferent că costă, trebuie să luăm, nu? Nu avem, e altă soluție? Nu, că este o asigurare obligatorie. Tocmai de asta. Cine credeți că este vinovat? Asiguratorul sau... De ce se cresc astfel de taxe? Nu știu, diferența prețurilor la mașină mare, nu? Poți cu o mașină de valoare mică să boțești o mașină mare. Au crescut și prețurile în serviciul de auto. Și se pare că asta este și una din condițiile de creștere asigurării RCA. Asta e, vrem să circulăm, indiferent cât costă, trebuie să plătim, dacă nu tragem pe dreapta. Ce veți face? Veți trage mașina pe dreapta sau veți plăti bani? Plătesc bani pentru că am nevoie, am interese. Deci veți suporta și dacă este mai mare astfel de taxă? Normal, în ziua de azi câte probleme sunt și... Cât plătiți acum RCA-ul? Da, nu sunt eu, soțul meu se ocupă cu toate chestiile astea. Da. Veți da. Fi dispusă să plătiți un RCA mai mare? Nu. Ce niciodată. Veți face? Veți trage mașina pe dreapta? Chiar dacă nu am mașină, beneficiez circul cu mașina, dar o să vedem. S-ar putea. S-ar putea. Prima minimă de asigurare ar putea să ajungă la 160-180 de euro, adică de două ori mai mare decât este în prezent. O soluție de compromis ar putea fi introducerea unor pachete mixte RCA Casco. Este o strategie care se practică în Occident și pe care noi am luat-o deja în calcul. Dacă prețul la RCA rămâne același, am putea acorda reduceri de până la 25% de la prețul standard la casco. Noi avem chiar și pachete care includ asigurarea locuinței. În orice caz, trebuie să lucrăm la mentalitate, a explicat Florin Misăilă, directorul sucursalei Bacău a unei societăți de asigurare. Firmele de asigurări așteaptă însă precizări suplimentare în acest sens de la Comisia Națională de Supraveghere a Asigurărilor.